Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, de Camil Petrescu. Modernismul reprezintă o seamă de mișcări artistice eterogene, ample, din perioada interbelică, ce s-au manifestat în spațiul european în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când apare volumul Fleur du Mal, al lui Charles Baudelaire, volum care anunță o modificare a sensibilității poetice, valorificându-se noi categorii estetice, care le negau pe cele consacrate, continuând până în prima parte a secolului al XX-lea. Etapa de plenitudine a modernismului a fost considerată cea de dinaintea primului război mondial, căci, după 1914, a intrat în declin, după cum afirmă Lidia Bote în lucrarea Simbolismul românesc. În proza modernistă, naratorul este subiectiv, relatarea se face la persoana întâi, există o preocupare pentru analiza interioară, pentru mediul citadin apar tehnici noi ca introspecția, tehnica fluxului conștiinței, a pluriperspectivismului, timpul este subiectiv, dilatat, incipitul de tip exabrupto, apariția personajului intelectual. Date despre autor. Camil Petrescu este un scriitor reprezentativ din perioada interbelică, alături de Mircea Eliade, George Călinescu, Liviu Rebreanu, Anton Holban, Hortensia Papadat-Bencescu. Cel mai cunoscut roman al său este Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. Încadrare. Romanul a apărut în anul 1930 și face parte din seria scrierilor în care se pune accentul pe autenticitate, pe trăirile lăuntrice veridice, înnoind romanul românesc interbelic prin sincronizarea cu literatura universală. Este tot ce s-a scris mai obiectiv și mai zguduitor la noi despre război, spunea G. Călinescu. A devenit roman născându-se dintr-o novelă prea lungă, transformată prin prefaceri și adăugiri succesive, pe care l-ar mai fi continuat dacă ar mai fi avut posibilități fizice, după cum el însuși mărturisește. De altfel, G. Călinescu declară că, citez, tipografii erau înspăimântați la ideea de a tipări operele lui Camil Petrescu, deoarece acesta, în loc să corecteze, sfârâma șpalțurile, introducând fraze și pagini care dublau textul. La fel proceda și Proust. Am încheiat citatul. Apartenența la un gen și o specie literară. Ca orice roman, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, este o specie a genului epic în proză, de dimensiuni mari, cu o acțiune complexă, cu puternice conflicte și o intrigă complexă, la care participă numeroase personaje construite modern de Camil Petrescu. Totodată este un roman psihologic, modern, de tip subiectiv, deoarece are drept caracteristici unicitatea perspectivei narrative, conflictul interior, timpul subiectiv, fluxul conștiinței, memoria afectivă voluntară sau involuntară, narațiunea la persoana întâi, eul narator aflându-se în centrul acțiunii, acesta fiind profund implicat în ceea ce povestește, propriile trăiri fiind singurele pe care le cunoaște. Analiza psihologică, introspecția, stilul anticalofilic și autenticitatea. Memoria involuntară reface într-o amplă paranteză retrospectivă povestea de dragoste, iar luciditatea eroului caută explicații și clarificări. Senzația de autenticitate este dată de faptele banale care determină evoluții credibile. Personajul este tipic și cunoaște frământările lăuntrice ale omului modern. Cartea devenind astfel o monografie a îndoielii, după cum spunea G. Călinescu. Tema operei. În Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Camil Petrescu surprinde drama intelectualului lucid în raport cu două experiențe capitale ale căutării absolutului, dragostea și războiul. Sunt, așa cum afirma Nicolae Manolescu, citez, două titluri, două romane cusute în același sac. Prima parte a confesiunii pătimașe a unui bărbat gelos, partea a doua a romanului este un adevărat jurnal de front. Semnificația titlului. Titlul amplu al romanului ar putea sugera rătăcirea tânărului Ștefan Gheorghidiu prin noaptea incertitudinilor fără răspuns legate de iubire, dar face trimitere și la cele două teme ale romanului, căci ieșirea din noaptea dragostei se face prin intrarea în noaptea războiului. Aceasta din urmă îl scoate din tenebrele suferinței în care îl târâse gelozia și îi deschide o altă perspectivă asupra vieții. Războiul are o funcție purificatoare, astfel încât protagonistul este îmbogățit din această experiență, își poate reconsidera atitudinea față de el, față de sine și față de lume, lăsând în urmă tot trecutul. Sursă de inspirație, Geneza.
Romanul are ca sursă de inspirație experiența războiului trăită de autor ca ofițer pe front în timpul Primului Război Mondial, fapt ce constituie la caracterul confesiv, autentic, veridic al acestuia. Structura romanului. Discursul narrativ este structurat pe două părți aparent distincte. Dacă prima parte reprezintă memoria iubirii matrimoniale eșuate dintre Ștefan Gheorghidiu și Ela sau istoria geloziei lui Ștefan Gheorghidiu, cum spunea G. Călinescu, partea a doua constituie jurnalul de campanie al lui Gheorghidiu, experiența de pe front din timpul Primului Război Mondial. În timp ce prima parte aparține filonului ficțional, partea a doua pornește de la date reale din biografia autorului, care fusese ofițer în armata română. Liantul dintre cele două cărți este Ștefan Gheorghidiu, tânăr ars de febra ideilor, inteligent și neprihănit, cum îl caracteriza G. Călinescu. Astfel, există două planuri narrative, numite și planuri spațiale, unul subiectiv sau interior, psihologic al conștiinței, dar și un plan obiectiv sau exterior, social, al realității. Între cele două planuri ale romanului, legătura se face prin alternanță, în timp ce secvențele narrative se leagă prin înlănțuire. Faptele sunt redate după o coerență interioară proprie, conform fluxului conștiinței. Totodată, există două planuri temporale din discursul narrativ, și anume timpul narării sau prezentul frontului și timpul narat, trecutul povestirii sau poveștii de dragoste. Timpul este discontinu, bazat pe alternanța temporală a evenimentelor sub formă de flashback și analepsă, adică evocarea ulterioară a unor evenimente istorice. Relația incipit final. Incipitul prezintă cadrul temporal și geografic în care se află tânărul sub locotenent Ștefan Gheorghidiu în primăvara lui 1916, și anume Valea Prahovei. În acest cadru se va naște lunga lui retrospectivă asupra celor 2 ani și jumătate ai căsniciei cu Ela. Naratorul personaj prezintă în manieră ironică, superficială, modul în care este amenajată fortificația românească. Sesizăm aici o tendință de a dimitiza concepția patriotară despre război. Se recurge de asemenea la un artificiu compozițional, căci volumul se deschide cu o scenă reprezentativă de pe front din vara anului 1916, constând într-o banală discuție între ofițerii de la Popotă privitoare la dreptul femeii de a-și părăsi soțul dacă nu-l iubește, plecând de la o știre din presă care anunța că, citez, un om din așa zisa societate bună și-a ucis nevasta necredincioasă și a fost absolvit de vină de către judecătorii lui. Discuție ce va răscoli sufletul răvășit de gelozie al proaspătului sublocotenent de rezervă. Pentru că părerea generală tinde să banalizeze sentimentul complex al iubirii, Ștefan Gheorghidiu intervine vehement și pătimaș afirmând că, citez, cei care se iubesc au dreptul de viață și de moarte unul asupra celuilalt, exteriorizând involuntar conflictul său interior generat de suspiciunea că soția îl înșală. Finalul prezintă aparent un Ștefan Gheorghidiu izbăvit, aflat în opoziție cu cel din incipit, capabil acum să renunțe la o poveste de dragoste care i-a măcinat existența. Citez, i-am dăruit nevestimii încă o sumă ca aceea cerută de ea la Câmpul Lung și m-am interesat să văd cu ce formalități pot dărui casele de la Constanța. I-am scris că îi las absolut tot ce e în casă, de la obiecte de preț la cărți, de la lucruri personale la amintiri, adică tot trecutul. Această atitudine se justifică prin faptul că războiul a reprezentat pentru el o experiență totală care a schimbat viziunea despre lume, făcându-l să-și dea seama care sunt cu adevărat lucrurile importante în viață. Subiectul este în aparență simplu. Gheorghidiu reface monografic povestea de iubire dintre el și Ela, prezentând minuțios toate etapele acesteia. Începutul relațiilor stă sub semnul fericirii, dar echilibrul tinerei familii este tulburat de o moștenire pe care Gheorghidiu o primește la moartea unchiului său avar, Tache. Acest episod amintește de romanul balzacian prin motivele moștenirii, tipologia avarului, dar și prin descrierea minuțioasă a castei. O primă secvență reprezentativă. Cuplul evoluează spre o inevitabilă criză matrimonială, al cărei moment culminant are loc cu ocazia excursiei de la Udobești, prilejuită de sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena, întreprinsă la inițiativa verișoarei Anișoara, o amatoare de distracții mondene. El devine acum foarte gelos, având reale motive să creadă că soția sa îl înșală, deși nu recunoaște, citez,
Nu, n-am fost gelos, deși am suferit atât din cauza iubirii, am încheiat citatul. În această secvență reprezentativă, putem surprinde trăirile protagonistului, trăsăturile sale de caracter, în opoziție cu cele ale soției. În timpul acestei excursii, se pare că ea îi acordă o atenție exagerată unui anume domn G, despre care vom afla mai târziu că se numește Grigoriade, un dansator foarte căutat de femei, care va deveni mai târziu amant soției. Întârzie la masă, după care apare însoțită de noul așa zis prieten, mănâncă din farfuria lui, discută aprins doar cu acesta și, ca un compromis făcut de comeseni, lângă Gheorghidiu sunt lăsate două locuri libere, ca și cum toți ar fi înțeles situația jenantă. Frământările interioare ale lui Gheorghidiu ating cote maxime. Citez, în cele trei zile cât am stat la Odobești, am fost ca și bolnav. Îmi descopeream nevasta cu o uimire dureroasă, am încheiat citatul, dar, orgolios, încercă să-și le ascundă cu grijă de teama ridicolului și nu-i reproșează soției fății și nemulțumirile sale. Mă chinuiam lăuntric ca să par vesel și eu mă simțeam imbecil și ridicol. Cu toate acestea, o vecină de la masă se sizează pe chipul său o urmă de gelozie și încearcă să îl liniștească pentru că, spune ea, așa glumesc femeile. Prin un roman modern, este scris la persoana întâi sub forma unei confesiuni a personajului principal Ștefan Gheorghidiu, având o focalizare exclusiv internă sau viziune împreună cu. Perspectiva narrativă este subiectivă, naratorul personaj autodiegetic, redând faptele și gândurile prin intermediul fluxului conștiinței, al memoriei involuntare sau voluntare, de aceea firul epic nu respectă ordinea cronologică a evenimentelor, sau putem vorbi despre o acronie, iar planurile narrative se dezvoltă paralel și se întrepătrund. Urmează o perioadă tensionată în viața de cuplu, marcată de certuri și împăcări. Perspectiva sa se schimbă însă odată cu intrarea pe front. O a doua secvență reprezentativă. Capitolul Neacoperit Pământului Dumnezeu prezintă vizual și auditiv acest coșmar al morții într-un tablou amplu al învălmășelii, exploziilor, imaginilor terifiante și grotești. Acestea sunt redate în esență expresionistă. Haosul general, imaginea luptei, este prezentată prin fragmentele. Citez, animalic, oamenii se strâng unii în alții. Nu mai e nimic omenesc în noi. Oamenii fug în toate părțile, ca o adunare în care a lovit tunetul. E un zgomot ca de iad. Sau bâlciul de oameni. De asemenea, viziunea miilor de morți, a uraganului de obuze, a trupurilor zvârlite în aer, nervii plesnesc, pământul și cerul se despică, sufletul a ieșit din trup ca să revină imediat, ca să vedem că am scăpat. Soldatul care aleargă din reflex în continuare după Gheorghidiu, deși capul i-a fost spulberat, este cea mai terifiantă. Aceste aspecte justifică replica rostită de soldatul Marin Tuchei, ne-a acoperit pământului Dumnezeu. Sentimentul groazei se amplifică, mișcarea soldaților fiind halucinantă și prezentată într-un decor apocaliptic. Omul descoperă aici panica, lașitatea, frica, superstiția, insensibilitatea, iar scenele au o mare încărcătură dramatică. Paradoxal, alături de aceste orori pe care le vede, omul descoperă sensul solidarității, al camaraderiei date de egalitatea în fața morții. Conștient de această experiență totală pe care o trăiește, afirmă, numai acolo, în fața morții și așa cerului înalt, poți cunoaște oamenii, că, citez, în fața morții și în dragoste, omul apare în autenticitatea lui. Tocmai pentru a acumula o nouă experiență capitală, o experiență definitivă, necesară formării personalității lui, dar și din dorința de a scăpa de obsesia geloziei, s-a înrolat mărturisind, citez, n-aș vrea să existe pe lume o experiență definitivă de la care să lipsesc. Am încheiat citatul. Senzația de autenticitate este dată de fapte banale, alteori grotești sau absurde, intervenite pe parcurs, fapt care determină evoluții imprevizibile, dar credibile. El traversează coșmarul morții și iese îmbogățit interior, reconsiderându-și atitudinea față de el, față de sine și față de lume. Se rezolvă astfel conflictele personale, conflictul cu ceilalți, conflictul cu el, conflictul cu sine. Fiind rănit și spitalizat, Gheorghidiu revine la vatră total schimbat, capabil să renunțe la fantasmele trecutului. Sunt obosit, mi-e indiferent chiar dacă e nevinovată. Cu o mărinimie sarcastică, o întreabă cu un ton indiferent pe ela.
Ascultă, fata dragă, ce ai zice tu dacă ne-am despărți? Această interogație retorică, dar și decizia de a-i lăsa toată averea, absolut tot ce e în casă, de la obiecte de preț la cărți, de la lucruri personale la amintiri, adică tot trecutul, constituie simbolic lăsarea în urma frământărilor și suferințelor provocate de femeia care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor lui de idei și la idealul său de feminitate. Asemănat cu alte opere, deși Camil Petrescu se autodefinește ca un scriitor modern, Masa de la unchiul Tache este prezentată ca o scenă balzaciană prin așezarea personajelor, interesul pentru moștenire, portretul bătrânului avar și al arivistului lingușitor Nae Gheorghidiu. De data aceasta, personajul se ridică asupra acestei lumi meschine, arborând un aer ușor ironic sau detașat. Calitățile stilului, particularități de limbaj. Din punct de vedere al stilului, se remarcă sobrietatea, claritatea și anticalofilismul. Stilul anticalofilic, pentru care optează romancierul, susține autenticitatea limbajului. Sesizăm de asemenea prezența unor paranteze ample a digresiunilor, preferința pentru neologisme. Originalitatea scrierii derivă din complexitatea analizei psihologice a unei conștiințe unice. Relatarea și povestirea sunt înlocuite în proza modernă cu analiza și interpretarea, de unde impresia de epic evenimențial sărac în favoarea analizei. Ultima noapte.